Elevii Școlii Populare de Arte și Meserii au marcat la finalul săptămânii Vinerea Verde. Pe biciclete, pe trotinete sau cu hoverboarduri, peste 40 de copii și tineri au mers în Parcul Strand și s-au oferit voluntari să planteze flori într-o campanie organizată de Primăria Pitești prin societatea care administrează spațiile verzi ale orașului. Harnici și plini de voie bună, copiii și tinerii voluntari au plantat peste 4500 de răsaduri de flori pe care le vor revedea cu plăcere în timpul liber. Eu știu că trebuie să am grijă de tot ce mă înconjoară. De oamenii din jurul meu, de animale și de natură. Cât timp ați reușit să vă țineți respirația dacă aerul ar fi plin de praf? Sau dacă ar mirosi urât? Sau dacă ar fi poluat cu gaze toxice? Vrem să respirăm aer curat. Nu ne mai tăiați pădurile. Plantează și tu un copac. Sau măcar o floare. Nu fi nepăsător. Nu mai e timp de pierdut. Depinde doar de noi să învățăm să trăim frumos. Să creăm frumosul în viața noastră. Încearcă și tu să lași lumea mai frumoasă decât ai găsit-o. Încercați și voi să lăsați lumea mai frumoasă decât ați găsit-o. Este îndemnul adresat de elevii Școlii Populare de Arte și Meserii din Pitești.